Caz nou de peste porcină în Mehedinți. Dacă săptămânile trecute au fost descoperite două animale infestate, astăzi a fost confirmat un alt caz în localitatea Corlățel. În decurs de o lună, 6 cazuri de peste porcină au fost depistate pe raza localităților Punghina și Corlățel. În data de 5.1.2020 s-a efectuat vânătoare în fondul de vânătoare 32 de la Corlățel, de unde s-au prelevat probe de la mistrețul mort. S-au trimis probele la laboratorul sanitar veterinar de la Dolj, unde buletinul de analiză a ieșit pozitiv. În speță a fost notificată Autoritatea Națională Sanitar Veterinar și Prefectura Județului Mehedinți cu respectarea planului de măsuri din manualul operațional. De asemenea, s-au instalat două filtre forestiere la intrarea și ieșire din fondul de vânătoare de la Corlățel. Obligația cetățenilor este de a înștiința Direcția Sanitar-Veterinară cu privire la orice suspiciune legată de decesul unui porc sălbatic sau domestic.